În urmă cu 2 ani, șoferii primeau o recomandare din partea Automobil Club Român și Inspectoratului pentru Situații de Urgență să aibă în mașină cartea de salvare a autoturismului, care practic conține schița acestuia și este extrem de utilă în cazul unui accident grav. În ultima perioadă, pe rețelele de socializare au apărut diverse știri conform cărora, dacă un șofer nu are în mașină această carte, poate primi amenzi usturătoare, însă realitatea este alta. Nu sunt aplicate sancțiuni contravenționale de către agenții de poliție pentru acest lucru, însă dacă șoferii vor să o aibă în mașină, o pot descărca de pe site-ul csb.acr.ro.